nu au majoritatea pentru ca să poată forma un, deci, o majoritate covârșitoare, deci nici votul de aur nu pot fi, respectiv interesele lor adesea personalizate, adesea meschine. Deci dacă acum avem reprezentantul Partidului Șansa, până acum aveam reprezentantul Partidului Șor, care îmi spuneau colegii cum scria cifra pe hârtie și arăta cât costă votul lui pentru întrebarea respectivă. Deci cam și cazurile se erau sesizate organelor de drept? Bine, deci ce pot sesiza în cazul dat? Un potențial act de corupție. Noi am avut caz. Cel puțin Vladimir Voronin a sesizat un caz de ăsta, drept cum s-a terminat cu nimic. Au fost sesizare. Eu pot să vă aduc exemplul meu personal. Haideți când am primit mită, am sesizat-o și mi se spunea verde noi că nu există probe. Iată banii, iată fotografie, iată... mi s-a dat mită când eram... în post de vicepretor, deci am sesizat imediat. Deci ați acceptat sau n-ați acceptat? Nu, n-am acceptat-o, bineînțeles. Chiar în momentul când vedeam că cu bani în mână am spus că o să... Am înțeles.